Primăria Municipiului Constanța, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, dar și alte instituții, au desfășurat astăzi un amplu exercițiu la școala gimnazială numărul 40 Aurel Vlaicu. Tema a fost activitatea personalului didactic, personalului administrativ și elevilor în cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Alarma la dezastre, care a constat în 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele, s-a dat la ora 10:20, atunci când elevii erau la orele de curs. Îndrumați de cadrele didactice și după ce li s-au pus măști de protecție, cei 650 de elevi au fost evacuați din clase către curtea școlii, de unde au fost preluați de autobuzele City Bus și duși în afara zonei de pericol. Conform scenariului, în urma unui incendiu izbucnit spontan la un vagon în timpul încărcării cu păcură ușoară la rampa CF din secția Platformă Nord, s-a format un nor toxic, ce impunea evacuarea imediată a populației din zona de risc. Cadrele didactice au verificat sălile de curs pentru a se asigura că toți elevii au recepționat mesajul și au fost evacuați. Exercițiul s-a desfășurat în condiții de siguranță și a fost un succes. Acesta s-a finalizat la ora 10:58, când a fost transmis semnalul încetarea alarmei și care a constat într-un sunet continuu de aceeași intensitate cu durată de 2 minute. În acest proiect au fost implicat atât personalul didactic cât și cel administrativ. Prin desfășurarea acestui exercițiu s-a urmărit perfecționarea deprinderilor și reducerea timpului de răspuns în situații limită, precum și pregătirea elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar în ceea ce privește modul de comportare în situația producerii unui accident chimic.